La campionatele balcanice, Under-18 de la Maribor, Slovenia, principala performanță a atletului de la CSM Ploiești, Mihai Militaru, a fost realizată în proba de 200 de metri, în care l-a învins din nou pe compatriotul lui, Armand Bănicioiu, reușind totodată să spulbere recordul național al categoriei Under-18, stabilit de altfel tot de el în urmă cu două săptămâni. Performanța realizată i-a asigurat lui Mihai Militaru și prezența la campionatul mondial Under-20 de la Lima, din per din 26-31 august. În proba de 100 de metri, sportivul pregătit de Gabi Hurmuz a fost al treilea. Mihai Militaru s-a numărat printre cei 30 de sportivi care au reprezentat România la competiția din Slovenia. În total la campionatele balcanice under 18 din Slovenia au participat 362 de atleți din 20 de țări.